Becali este amenințat cu închisoarea. În 2015, când a fost după gratii, FCSB a câștigat ultimul titlu. Becali se poate întoarce în închisoare dacă va fi găsit vinovat de fraudă la vot. Gâlca a făcut o campioană pe FCSB în 2015, când Becali a fost după gratii. Știm cu toții ce se întâmplă acolo. El face echipa, el face schimbările. Dar în condițiile astea, sigur că va fi foarte dificil să câștige FCSB-ul campionatul. Convocat la națională, Tavi Popescu va fi rezervă la FCSB, deși e fotbalistul cu cea mai mare clauză, 100 de milioane de euro. Până acum trebuia să facem bani din jucători. Acum s-a terminat. Acum vrem să facem bani din Liga Campionilor. Deci acum joacă cine trebuie să joace. Tavi Popescu, în primul an, a făcut furori. Eu îl vedeam, după perioada asta, să fie cel mai bun jucător al țării. El nu are un antrenor care să-l conducă, să-l ghideze, să-l antreneze, nu?